Dar pe scurt, ieri s-a consumat o nouă potlogărie, marca Dodon. Deja câtă e, că eu le-am pierdut numărul. Dodon a vrut să o murdărească pe Maia Sandu cu banii lui Lanșor. L-a trimis pe un recidivist, pe unul cu numele lui Galoi, ca și cum să sponsorizeze partidul condus de Maia Sandu. Și bine că oamenii din conducerea partidului PAS au înțeles ce se ascunde în spatele acestei mârlănii și i-au întors banii lui Șor, care Șor a trântit pe loc minciuna că banii i-ar fi fost ceruți chiar de cei de la PAS. Vă imaginați așa ceva? Adică Maia Sandu să ceară bani de la cel care a participat la furtul miliardului. Dar de fapt, asta a fost miza ticăloasă a lui Dodon, Plahotniuc și Șor, pentru că este opera lor colectivă, să o murdărească cu banii din miliardul furat de ei. Campania electorală a lui Igor Dodon a fost plină cu astfel de provocări mordare. Nu a avut nicio acțiune curată, numai minciuni, numai ticăloșii. Vă amintiți cu ce a început cu vreo lună în urmă? Cu 30.000 de refugiați sirieni pe care Maia Sandu i-ar fi promis Angelei Merkel să-i aducă în Moldova. Ce folos că Maia Sandu a negat în repetate rânduri această informație. Ce folos că zilele trecute a negat-o ambasadoarea Germaniei la Chișinău. Iar ieri a dat o infirmare în acest sens și partidul pe care îl conduce Angela Merkel. Ce folos că studenții sirieni pe care i-au folosit Dodon cu Plahotniuc i-au demascat pe ăștia doi. Dodon a acționat după un cunoscut principiu al propagandiștilor negri. Bagă-le oamenilor minciuna în cap și lasă după asta concurentul tău să o nege toată campania electorală. Și așa, banda lui Dodon, asistată de televiziunea lui Plahotniuc, au tirajat o minciună după alta, o minciună după alta, obligând echipa Maia Sandu să se ocupe doar cu negarea acestor minciuni. Mulți studenți originari din Siria, care învață la Chișinău, îndeamnă cetățenii să voteze candidatul PAS la scrutinul din 13 noiembrie. Într-un filmuleț apărut pe internet, studenții străini spun că și-ar dori ca și alți sirieni să emigreze în Moldova pentru a scăpa de războiul din țara lor. Anterior, presa a scris că Maia Sandu ar fi avut o înțelegere cu cancelarul german Angela Merkel să primească în Moldova 30.000 de imigranți sirieni, în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale. O tentativă evidentă de dezinformare. Astfel califică cancelarul german Angela Merkel informațiile apărute în presa din Moldova, potrivit cărora ar fi abordat subiectul refugiaților sirieni cu Maia Sandu, candidatul comun al forțelor antioligarhice. Despre asta anunță portalul Agora, care a solicitat o reacție la subiect. Răspunsul a venit prin intermediul lui Bertil Wenger, șeful departamentului relații cu publicul al Uniunii Creștini Democrate din Germania, condusă de Angela Merkel. Da, chestia cu scoaterea icoanelor din școli, da, căsătoriile între homosexuali, da, spurcatul Markel, da, transformarea vizitei oficiale a unei delegații din 12 persoane în Qatar într-o plimbare a Maia Sandu cu Vlad Filat. Și culmea dezinformărilor și a minciunilor, că Maia Sandu este omul Plahotniuc. Câți kilometri de video vedem fiecare zi cu Dodon și Plahotniuc stând bot la bot și discutând numai ei și Dumnezeu știe despre ce. Dar câte mii de kilometri de imagini nu le vedem pentru că ei s-au întâlnit și se întâlnesc mai mult pe ascuns, în secret. Dar ați văzut măcar o imagine de leac a Maia Sandu cu Plahotniuc? Nu există. Oameni buni, moldoveni, cei care vreți să-l votați pe Dodon, hai că până acum deputații ne-au ales un Timofti după chipul și asemănarea lor. Dar noi, de ce am mai cerut să alegem președintele ca să votăm și noi pentru un Timofti? Ba nu, unul chiar mai rău, pentru că dacă Timofti a fost un ticălos tăcut și pasiv, Dodon o să fie un ticălos vorbăreț și activ. Și ați văzut cum a procedat el cu Maia Sandu în această campanie electorală? Așa va proceda cu noi în viitorii 4 ani. Mai pe scurt, numai o societate foarte bolnavă poate să-și facă rău cu mâna ei.